Salutare și bine v-am găsit la un alt fel de unboxing marca Startup.ro. I-am alături de mine pe Andrei și Andrei de la Huawei. Am venit cu două lucruri super tari. Abia lansate. Abia lansate, două laptopuri. L-am invitat și pe colegul meu Andrei mare, aici. Pentru că el este colegul pe care când îl sună dată la o lună, îți spune că are un alt laptop și a găsit un alt laptop prin altă parte. Și atunci cred că e de ajutor aici să ne povestească un alt. O să vedem dacă reușim să-l convingem să stea pe un singur laptop. Pe un singur laptop din cele două, exact. Super. Iată-ne. Perfect. Al meu este MateBook D de 15 inch. Și acesta este tot MateBook D, dar de 14 inch. Sunt două laptopuri relativ similare, dar să nu dăm spoilere, nu? Cred că e timpul să le facem unboxing la propriu. Ce zici să le scoatem din cutie? Bun, care desface primul? Hai să vedem. Perfect. Cred că a reușit înaintea voastră. Ok, super. Uitați, acesta este Huawei MateBook D15 și chiar în timp ce îl desfăceam, n-am putut să-mi rețin sentimentul de uimire la cât este de ușor și cât este de subțire. Așa e. Și al tău pare la fel. Ai perfectă dreptate, are un design ultra slim. Povestim un pic și despre partea asta de ecran, unde marginile sunt subțiri. Astfel încât să ai o experiență de vizualizare cât mai completă. Această inovație se numește Huawei Full View Display. Exact. Cu aceste bezeluri aproape inexistente. Aș vrea să știi că și varianta asta de 15 inch are doar 1 kg și 62 de grame, altă undeva la 1 kg și 38, însă ambele sunt ușor de transportat oriunde te-ai duce. Sunt făcute pentru portabilitate. E genul de laptop pe care poți să-l iau oriunde. În ghiozdan și fără să-mi rupă spinarea. De la munte, la mare, unde apuci cu ochii. Sunt construite cumva din aluminiu, ceea ce o duce la o rezistență puțin mai ridicată. Sunt laptopuri heavy duty, sunt bune pentru birou, eu așa exact. Le văd. Tu. Într-adevăr este foarte plăcut, îmi place varianta de 15 inch pentru a sta la birou, dar în viața de zi cu zi aș prefera varianta de 14, e și mai ușor. Și eu aș vrea să intrăm un pic mai mult în specificații. Avem ecrane cu un raport de aspect 16:9. Uh-huh. Asta înseamnă că sunt bune nu doar pentru tabelurile de Excel, ci sunt bune și pentru filme. Exact. Dacă vrem să ne uităm acasă la un film în pat, genul acesta de ecran este optim, pentru că nu vom avea acele bare negre. D15 are o diagonală de 15,6, raportul ecranului la capac este de 87%, că e videoclip, că e film, experiența este una unică. MateBook de 14 are ecran de 14 inch. Excelent. Rezoluția? Rezoluția este Full HD și display este Full View Display. Este Full View Display. Are și ambele, de fapt, au și o funcție, o certificare care asigură că aceste ecrane sunt mai puțin obositoare pentru ochi. Practic, reduc lumina albastră, e important asta. Ambele laptopuri sunt echipate cu funcția anti-blue light, astfel încât să avem ochii cât se poate de sănătoși, indiferent de consumul de informație sau de vizualizare. După cum ai spus mai devreme, avem încărcătorul pe 65W. Vreau să vă arăt cât de mic este acest încărcător. E foarte important când vorbim despre portabilitatea unui laptop să luăm în considerare și cât de mare e cărămida pe care o purtăm după noi și acesta e ca un încărcător de telefon. Categoric. De fapt, văd aici acest port USB-C. Uh-huh. Bănuiesc că avem USB-C la ambele terminații ale cablului. Exact. Am ghicit. Asta înseamnă că pot să-mi încarc și telefonul. Da. Sigur, de ce nu? Asta e perfect, înseamnă că am scăpat de grija de a mai căra după mine trei încărcătoare diferite. Categoric. Țin ghiozdanul mai light și călătoresc mai ușor cu avionul unde am nevoie să ajung. Și dacă tot am vorbit despre încărcător și pentru că tu ne-ai dat un mic spoiler mai înainte, merită menționat faptul că aceste două laptopuri, cu toate că sunt foarte ușoare, doar 1,62 kg și 1,38 kg, exact. Au o autonomie foarte mare, rezistă foarte mult. După cum ne-ai zis, D15 duce până la 9,5 ore da. De vizionare filme și D14, cel micuț pe care l-am aici, ține până la 10 ore. Și dacă tot am intrat în genul acesta de specificații,
cred că ar trebui să intrăm și mai în detaliu și mi-ar plăcea, Andrei, să-mi povestești despre specificațiile MateBook de 15 și MateBook de 14. Ce e înăuntru? Bun, aș începe cu procesorul, este AMD Ryzen 5 și procesorul grafic este Radeon Vega 8. Putem să-l folosim cu ușurință pentru munca de birou, pentru contabilitate, pentru a viziona filme, chiar și jocuri, aș putea spune. Este o combinație de specificații care permite rularea de jocuri. În afară de procesor și de placa grafică, merită menționat și memoria RAM, care este de 8 GB, SSD de 512 GB pe versiunea de 14 inch și 256 pe versiunea de 15 inch. Asta înseamnă că orice aplicație se va deschide mult mai repede, asta înseamnă că browsing-ul e o experiență mult mai plăcută, totul practic se deschide instant. Exact, Avi, laptopurile sunt destinate profesioniștilor, tineri, antreprenori la început de drum, studenților care mai au de făcut un proiect, însă în același timp, nu știu, mai își doresc să aibă și un video call, o navigare pe internet. Și vor să se uite la clipuri video în 4K, exact. E bun și pentru entertainment. Chiar nu-l aud în momentul în care îl deschizi. Această inovație se numește Huawei Shark Fin. Practic, pe înțelesul tuturor, ventilatorul este cumva proiectat astfel încât să scoată cu mai multă ușurință căldura din el. În momentul în care este pornit, nu se aude. Și acum cred că e timpul să ne mutăm iarăși de la interior spre exterior. De ce? Pentru că vreau să vorbesc despre un feature despre care nu aș vorbi în mod normal la alte laptopuri. Vreau să vorbim despre butonul de power, pentru că ascunde un secret. Ne zici tu despre ce e vorba? Sigur, de regulă butonul de power îți pornește laptopul. Dar de data asta este folosit și ca amprentă. Îți deblochează laptopul foarte rapid și cu ușurință. Amprenta ta este scanată instant, astfel laptopul este deblocat din momentul în care pornește, știind practic că ești tu. Mie îmi place foarte mult și această tastatură, îmi place și trackpad-ul foarte mare, care se simte destul de catifelat, dar nu am putut să nu observ această etichetă din colțul din dreapta și nu aș vrea să stric surpriza, aș prefera să-mi spuneți voi. Ce înseamnă acest Huawei Share de aici? Păi, cred că cel mai bine, ca să-ți explicăm funcționalitatea asta, ar fi, cred că, să ți-o și arătam. Am aici un Mate 30 Pro. Ceea ce o să facem, haideți să facem un selfie. Ok. O simplă atingere a telefonului, pe partea unde este semnul de Huawei Share, conectează display-ul telefonului la laptop. Cel mai bine, cred că ar trebui să-ți arăt cum funcționează. Haideți să și vedem. Pur și simplu, am pus telefonul, i-am dat conectare, iar în acest moment ecranul telefonului meu este proiectat în partea dreaptă, iar orice lucru pe care îl fac devine văzut pe calculator. Un lucru foarte interesant este că, spre exemplu, dacă primesc acum un SMS, pot foarte frumos să mă duc pe mesaje, iar în momentul în care scriu un mesaj sau caut ceva, pot să folosesc și tastatura laptopului. Poți să controlezi practic și telefonul cu tastatura și cu mouse-ul. Ai acces și la aplicațiile de Android de pe smartphone? Exact. Per exemplu, un mesaj de WhatsApp pot foarte frumos să-l tastez din tastatura laptopului pe partea dreapta a ecranului unde mi-este afișat telefonul. De asemenea, cu o foarte mare ușurință cu drag and drop, pot să muți documente din telefon în laptop și invers. Deci, practic, avem două sisteme de operare în unul singur. Exact, o interfață ușor de folosit, mai ales pentru momentele când ai avea de transferat anumite lucruri. Unde credeți că este camera? N-are. E întrebare capcană, nu? Nu este, din contră. Are. Cred că am găsit. Este acest buton cu aparatul de fotografiat. Am avut dreptate. Exact. Aceasta este o funcționalitate care era disponibilă numai la gama premium de laptopuri Huawei până acum. A ajuns și în aceste formate ceva mai accesibile și e good for privacy, la urmă urmei. Da, odată cu privacy și unghiul este cel care contează foarte mult, pentru că te prinde mult mai bine decât o cameră montată pe carcasa laptopului. Cred că aș vrea să ne zici cât costă, câți bani ar trebui să dau ca să-mi iau un Huawei MateBook de 14, câți bani m-ar costa
un Huawei MateBook de 15. De 15 o să vină la un preț de 2899, iar de 14 o să vină la 3099 de lei, împreună cu acest ceas cadou, OHGT-ul. Deci, 3099 de lei pentru versiunea de 14 inch și 2899 pentru versiunea de 15,6 inch, plus cadou un Huawei Watch GT, asta până la finalul lunii martie. Plus toate aceste specificații premium pe care nu le-am găsit pe astfel de laptopuri la aceste prețuri. Și aici vorbesc despre Huawei Share, despre procesorul foarte bun, despre senzorul de amprentă, despre display-ul Huawei Full View. O grămadă de specificații la prețuri foarte bune. Păi bine, pe mine m-ați convins, dar întrebarea e dacă te-am convins pe tine că tu erai cel indecis în legătură cu laptopurile. Sincer, îmi place varianta de 14 inch, pentru că vine cu SSD-ul de 512. Asta este, Tavi, ai câștigat. Nu știam că e o competiție, dar mă bucur să fiu convingător. Undeva a fost.